Psihologii spun că, în general, victimele violurilor suferă multiple stări emoționale pe care le depășesc cu greu sau, în unele cazuri, niciodată. Consilierea victimelor abuzurilor le poate ajuta să accepte situația și să meargă mai departe. Tânăra de 18 ani din comuna Rusănești, care a fost violată pe 15 iunie de 4 tineri, printre care și un militar român de la Deveselu, refuză să primească ajutor din partea unui specialist. Poate refuza consilierea pe moment, întrucât are acea impresie că din cauza ei s-a întâmplat. Victimele violului au această, cum să vă zic, această atitudine și își asumă vinovăția față de ele însele și încearcă, într-un fel, inconștient de altfel, să spună că totul s-a întâmplat din cauza lor. Poate dacă mă comportam altfel sau poate dacă nu-i băgam în seamă la momentul respectiv pe acei tineri sau, mă rog, nu știu ce erau, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Consilierea ar ajuta-o pe tânără să treacă mai ușor peste drama suferită, spun psihologii. Un suport important este și familia, care, dacă rămâne alături de ea, îi este de mare ajutor, potrivit specialiștilor. Nu poate trece peste această dramă fără ajutorul familiei. În primul rând, dacă familia o ajută și dacă familia o face să înțeleagă că ajutorul unui specialist o vor ajuta să depășească momentul, este foarte bine. Suferința tinerei este cu atât mai mare cu cât îi știe în libertate pe violatori. Părinții spun că după drama suferită, fata a devenit tristă și s-a închis în ea, deși încearcă să nu arate acest lucru.